Salutare și bine v-am regăsit! În ultimul clip din 2016 discutăm despre unul dintre produsele de gaming ale Roccat, un producător cu tradiție pe piața perifericelor de gaming. Am avut plăcerea să testez cu câțiva ani în urmă primul set de căști Roccat Kave, modelul cu sunet multifuncțional 5.1, model ce mi-a plăcut destul de mult, așa că am fost plăcut surprins să primesc și modelul stereo lansat parcă prin 2014, dacă nu mă înșel, pentru realizarea acestui episod. Kave XTD Stereo este versiunea mai simplă, mai ieftină și mai ușoară a unui set de căști ce s-a afirmat de-a lungul anilor pe scena internațională de gaming, însă în afară de excluderea funcției 5.1 și a cutiei de control destinată controlului acestei funcții, calitatea construcției și a materialelor a rămas aceeași. Astfel, Roccat Kave XTD Stereo sunt cele mai mari căști de gaming al acestui producător. Au un design simplu și confortabil ce oferă o combinație bună de facilități, cum ar fi, de exemplu, nivelul excelent de confort și performanță, totul pentru un preț mult mai scăzut decât cel al modelului original cu sunet 5.1. Roccat Kave XTD nu este un set de căști subtil, așa cum au fost cele prezentate într-unul dintre clipurile noastre foarte recente. Sunt mari, cu o circumferință acoperă de 100 de mm și o adâncime de 42 de mm conform măsuritorilor mele și, deși sunt finisate negru, ceea ce pare să mai reducă din punct de vedere vizual dimensiunea lor, finisările albastre specifice brandului, printate pe laterale, fac setul de căști ușor de identificat de către fanii brandului. Dimensiunea adaugă însă și avantaje clare ce țin de durabilitate, Roccat Kone XTD Stereo fiind fără îndoială solide și confortabile, cupele circumaurale de mari dimensiuni cu pernuțe foarte confortabile și groase, înconjurându-le urechea ascultătorului fără a provoca dureri sau alt tip de disconfort, chiar și după sesiuni lungi de gaming ce trec de 3 sau 4 ore. Cu siguranță acest set de căști este pentru mine unul dintre cele mai confortabile testate în ultimul an și unul dintre seturile ce nu m-ar deranja deloc să-l utilizez zi de zi acasă, pentru că datorită dimensiunilor nu pot fi scoase în lume, ca să zic așa, nici chiar după detașarea microfonului ce mai scade în acest fel dimensiunile. Roccat Kave XTD Stereo utilizează difuzoare de 50 de mm cu o impedanță de 32 de ohm, frecvență de răspuns între 20 și 20.000 de Hz și un SNR de 115 dB, iar în practică asta înseamnă că pot servi ca difuzoare pentru o serie întreagă de dispozitive, de la playere MP3 sau telefoane, la DAC-uri dedicate fără nicio problemă de compatibilitate sau de altă natură. Designul cupelor mari, semi-deschise ale acestui set de căști oferă pe lângă confort și o caracteristică naturală aerisită și o fidelitate ridicată, dacă vreți, a sunetului emis de cele două difuzoare de mari dimensiuni, lăsând în acest fel o cantitate mică de sunet să se scurgă și în afara incintelor, însă nici pe departe la fel de mult ca și în cazul căștilor open back. Rezultatul este unul deosebit de plăcut, mai ales în cazul consumului multimedia sau a muzicii și în special binevenit în gaming, unde senzația de spațiu oferite de cupele Roccat Kone XTD aduce un ușor efect 3D al sunetului redat în jocuri, făcând ușor de localizat sursa unui sunet anume în spațiul virtual. În cele din urmă pot spune că semnătura sunetului Roccat Kave XTD Stereo este una ce gravitează puțin spre bas, necesitând unele corecții dacă va atrage mai mult un sunet plat, unde toate frecvențele sunt reprezentate în mod egal, însă una peste alta sunt un set de căști aliniate cu vremurile și cu preferințele curente ale publicului țintă. Roccat Kone XTD este un set de căști mai mult decât decent și, nu în ultimul rând, foarte confortabil, mai ales pentru cei cu un cap mare ca al meu, de exemplu, pentru care găsirea unui set confortabil de căști și în special de căști pentru gaming este o problemă, așa că nu pot decât să le recomand. Cu siguranță merită să fie puse pe lista de posibilități. Ne aflăm la finalul acestui clip și la finalul lui 2016, un an în care alături de voi, cei ce ne urmăriți, și alături de colegii mei de la evoMAG.ro, am avut parte de multe satisfacții. Vreau pe această cale să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și că faceți în acest fel parte din comunitatea canalului de YouTube al evoMAG.ro și nu uitați, abonați-vă, dați un click pe like atunci când se poate, pentru că în acest fel ne ajutați să ajungem mai sus și să vă oferim în felul acesta conținut din ce în ce mai bun și mai divers. Eu vă urez până data viitoare, în primele zile ale lui 2017, toate cele bune și la mulți ani!